Bună seara, dragi băcăuani, bună seara, Bacău! Ne aflăm la Festivalul Gastronomic Cătălin Scărlătescu și vrem în această seară să luăm un feedback, un feedback călduț, direct de la aceste caravane cu preparate tradiționale și nu numai, să vedem dacă băcăuani apreciază preparatele care nu întotdeauna sunt locale, nu le găsim în mod normal la restaurantele din municipiul Bacău sau din județul Bacău. Așa că haideți să facem o mică călătorie gastronomică în Parcul Cancicov la Festivalul Cătălin Scărlătescu, Festivalul Gastronomic. Bună seara, bună seara și bine ați venit la Festivalul Cătălin Scărlătescu cu delicatese. Am tot luat interviuri pentru preparate gastronomice și acum vrem să vedem cum serviți o băutură, mai ales că este la gheață, băcăuanilor. Întâi, de unde veniți și cu ce ne-ați surprins sau cu ce ne veți surprinde? Bună seara, eu mă numesc Andrei Surdu. Reprezentând brandul Cușat Gourmet, suntem importatori oficiali în România a cramei Basavin din sudul Republicii Moldova și bineînțeles am vrut să combinăm gastronomia cu domnul Scărlătescu. El venind cu aceste preparate foarte interesante și foarte bune, iar noi să asociem toate aceste preparate cu vinul nostru. Am înțeles, văd aici rădăcini. Eu să știți că de multe ori consum acest vin spumant care e de o calitate deosebită. Chiar nu mă așteptam să găsesc la dumneavoastră rădăcini. Mai mult decât atât, de exemplu în această seară, dacă eu aș servi un burger, ce mi-ați recomanda după burger și cartofi prăjiți, de exemplu? Bineînțeles, rădăcini, dacă toți ați adus vorba de ei, sunt colaboratorii noștri și noi ne bucurăm să promovăm orice cramă din Republica Moldova cu care colaborăm. Pentru acel burger aș recomanda un vin roșu pe numele lui Optimist. Este un cupaj între fetească neagră, rară neagră și Shiraz. Primele două sunt un procentaj de 25% și razul un procentaj de 50%. Cu note foarte bine de prună, de fructe roșii. Pe la post-gust avem note de condiment, care s-ar potrivi foarte bine cu acel burger a domnului Scărlătescu. Deci m-ați convins 100%, voi încerca cu siguranță acest cupaj, mai ales că am înțeles vreo 3 soiuri, sau chiar 4, nu? 3 soiuri, dar, de exemplu, dacă nu servesc absolut nimic și vreau să ies la o cină romantică cu o domnișoară și aș vrea pentru început un vin desert, fără să mănânc, nu știu, un preparat, ce ne-ați recomanda? Bineînțeles, am putem să mergem pe un cupaj. Numele lui Argilos Verde este un cupaj între Sauvignon Blanc și fetească albă. Este un vin vinificat în sec, prin arome este foarte aromat, se duce un pic în demisec și este perfect pentru a deschide o masă fără nicio problemă. Bineînțeles, dacă nu dorim să servim un spumant la început. Dar dacă dorim să servim un spumant, bineînțeles, aș recomanda cu mare încredere de la cei de la rădăcini Metier, un brut natur, un spumat după metoda tradițională, un an 8 luni maturat în sticlă. Vă mulțumim foarte mult și mai mult decât atât, n-aș vrea să transmit eu băcăuanilor să vină la standul dumneavoastră să deguste aceste delicatese, pentru că eu o mare parte dintre ele le cunosc. Vreau să transmiteți chiar dumneavoastră un mesaj, chiar un îndemn să vină la standul dumneavoastră și să deguste minunății de licori, le spun eu așa mai e. Invităm pe toți băcăuanii să guste din produsele noastre alături de toate mâncărurile care se gătesc și bineînțeles recomandăm consumul de alcool cu moderație. Vă mulțumim, o seară frumoasă și la cât mai multe sticle vândute. O seară bună, numai bine! Bine ați venit! Vrem să vă întrebăm, am văzut că preparați aici un rotisor, un porcușor la jar, nu? Ceva tradițional, dar nu numai, că am văzut acolo tot felul de sosuri. Spuneți-ne câteva secrete despre preparatul dumneavoastră.
Nu pot să vă dau niciun secret. A spus întrebarea greșită. Dacă v-aș spune secretul, ar trebui să vă ucid. Am înțeles. Cât de dorit este de Băcăuani? Adică dacă aveți, că am văzut, clienții stau la coadă. Sigur că da. Fiind cel mai tradițional și cel mai vechi mod de a găti, carnea proaspătă la jar, pe cărbune, rotisându-se, se păstrează suculența și gustul ei autohton. Și pregătim tot felul de cărnuri, începând de la pui la jar, după cum ați văzut în partea alaltă, cartofi proaspeți, astăzi am avut și o oaie la proțap, un berbecuț, și noi lucrăm doar cu produse proaspete și cu ingrediente naturale, sare, piper, condimente uscate, și ținem foarte mult la carnea proaspătă gătită la cărbune, care se gătește în proporții de 90% să mâncăm o delicatese absolută. Am înțeles. Să înțeleg că invitați toți băcăuanii la acest proțap minunat cu carne proaspătă făcută la jar de către Master Grill. Da, sigur. Dumneavoastră știu că sunteți din Bacău, dacă nu mă înșel. Da, sigur că da. Avem și o locație în Bacău, pe strada Gării. Și vă așteptăm cu mic și mare să gustați întotdeauna produsele noastre proaspete. Noi ne folosim niciodată congelate, atât pe partea de legume, cât și pe partea de cărnuri. Ce pot să vă spun mai multe? Trebuie să încercați, să veniți să gustați și după aia o să dați o notă. Vă mulțumim frumos, o să cerem un feedback și la consumatori, să aveți o seară minunată și vânzare cât mai mare. Mulțumim! Cu mare drag, vă așteptăm și mâine și duminică. Fiecare zi vom face proțaș și vă așteptăm în număr cât mai mare. Mulțumesc și eu! Vă mulțumim, la revedere! Cum vă simțiți în cadrul festivalului și dacă mâncarea este la nivelul așteptărilor dumneavoastră? Este peste nivelul așteptărilor mele. Prețurile sunt destul de ok, mâncarea extrem de bună și mai așteptăm și la anul. Să înțeleg că sunteți foarte mulțumiți, preparatele a zis că sunt foarte bune, prețurile super ok. Dacă ați transmite un mesaj băcăuanilor în cele următoarele zile să ajungă aici, ce le-ați spune? Îi așteptăm cu mare drag, până când mai sunt 3 zile, nu? 2 zile. 2 zile. Să nu evitați. Am înțeles. Vă așteptăm cu mare plăcere. Am înțeles, mulțumim frumos, poftă mare și poate și la anul ne vedem. O seară bună! Bun. Numai că s-a scumpit cu 10 lei față de anul trecut. Și să înțeleg că nu e o problemă că s-a scumpit doar cu 10 lei. Nu e o problemă, dar chestia asta e peste mână, așa cu jetoanele astea. Stai la o coadă în partea aia, după aia te întorci înapoi, anul trecut parcă nu era cu jetoane. A, să înțeleg că dumneavoastră nu cumpărați cu cash, întâi achiziționați jetoane și apoi mergeți cu jetoanele la... N-ar fi o mare problemă chestia asta. Dacă vrei să servești, să-l vezi pe Scărlătescu cum gătește. Am înțeles, am înțeles. În rest, așa ca și organizare, preparatele, după părerea dumneavoastră, sar din tot ce găsiți dumneavoastră pe plan local, ca și gust, calitate, nu știu, poate și modul de a fi aranjate sau sosurile, gusturile sunt diferite față de ce găsiți în Bacău? E ceva, cred că, mai special față de ce găsim la alte locuri, cum să nu dau nume, cum mergem să mâncăm un burger în oraș, dar tot e ok. Să înțeleg că, per total, sunteți foarte mulțumit. Da, da, de asta am și venit. Da. De săptămână să vin aici. A, să înțeleg că l-așteptați cu mare drag acest festival și... Da, sunt și un pic gurmand, după cum se vede. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm și la anul. O seară frumoasă! Mulțumesc, o seară bună! Noi ne-am perindat pe la toate standurile cu mâncare și nu numai, băutură și dulciuri, și am luat un feedback, dar vrem să aflăm și feedback-ul consumatorilor, a clienților, să vedem ce părere au despre organizare, despre gusturi, despre tot ce se întâmplă aici. Mi se pare foarte interesant cum s-au gândit cu jetoanele, cum vom avea. Sunt foarte variate preparatele, de la pește, la carne, la orice fel de preparate îți dorești și e foarte mișto atmosfera. Toată lumea este așa relaxată, adică chiar îmi place. Ați mai fost la un astfel de festival gastronomic? Da, am mai fost și anii trecuți, că s-a ținut și mereu revin. Vi se pare schimbat, nu știu, în rău, în bine, o mai bună organizare anul acesta sau... Părerea dumneavoastră? Mereu observ mici îmbunătățiri, așa cum ar și trebui, dar acum e chiar ok, îmi place.
dacă ar fi mâine să organizați dumneavoastră un astfel de festival, cu ce ați veni în plus sau dacă ați face vreo schimbare? O schimbare, m-aș gândi să meargă un pic mai repede, să nu se stea atât de mult la coadă și, nu știu, să fie un pic mai interactiv cu oamenii. Mai sunt două zile de festival, un mesaj băcăoanilor ca să, nu știu, să vină număr cât mai mare. Să vină că e foarte mișto aici. Am înțeles, vă mulțumim, să aveți poftă și distracție plăcută. O seară frumoasă. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Mi s-a părut foarte bună, mâncarea a fost foarte bună, am avut tot felul de opțiuni, de sucuri, înghețată, snack-uri, dar singurul lucru care nu m-a mulțumit, faptul că nu aveam unde să stăm, practic, nu aveam unde să ne așezăm, nu am găsit nici măcar o bancă prin apropiere, a trebuit să mergem, practic, nu exagerez, în partea cealaltă a parcului ca să stăm undeva jos și să mâncăm, dar în afară de asta mâncarea a fost foarte bună și cu siguranță aș mai veni. Că sunt și în vacanță, de obicei stau, normal stau în Anglia și chiar a fost o experiență plăcută. Să înțeleg că dacă ar fi să le transmitem un feedback organizatorilor, să organizeze mai multe locuri de luat mâncare, adică de servit. Acum dumneavoastră aveți o experiență și din Marea Britanie și presupun că și acolo ați fost la diferite festivaluri gastronomice, dacă ați fi să faceți o paralelă, care ar fi plusurile și minusurile de aici și de acolo? Să spun că nu ar fi foarte multe minusuri. Mâncarea, cum am spus, a fost foarte bună. Singurul lucru care nu m-a mulțumit a fost puțin, să spun, așezarea, statul la masă. Adică e foarte multă aglomerație și spun că poate că, nu știu, am fi putut face în așa fel încât să, nu știu, să ne organizăm, să nu fie atât de multă aglomerație, să avem unde să ne așezăm, să, știi, să nu calcăm unul peste altul. Deci cred că asta a fost singurul minus care l-aș putea da, dar în rest totul a fost cu plus. Totul a fost de nota 10. Mai sunt două zile de festival și dacă ați fi organizator, ce le-ați transmite băcăoanilor? Un mesaj, nu știu, să vină la festival, să încerce preparatele? Veniți la festival, încercați preparatele, sunt foarte bune, veniți cu bani, că nu e ieftin, dar, bineînțeles, bucurați-vă de vremea care este și beneficiați de ceea ce se întâmplă aici, cu siguranță. Organizarea evenimentului este foarte bună, toate preparatele arată foarte bine, stăm la rând să le cumpărăm, singurul lucru care cam lasă de dorit aici, în orașul nostru, este curățenia de la mese. Dacă sunteți curioși să vă duceți în zona meselor, să vedeți cam ce este pe jos. Probabil că nu avem coșuri de gunoi. Sau ține puțin și de educația celor care consumă? Asta, bineînțeles. Sincer, nici nu prea am văzut la dispoziția consumatorilor coșuri. Atunci o să transmitem organizatorilor să aibă mai mare grijă la cum organizează spațiile de luat masa. Păi nu știu dacă este doar treaba organizatorilor, cât și treaba celor care se ocupă de tot parcul Cancicov, probabil. Să înțeleg administrația publică. Da, organizatorii nu pot face, adică pot face și ei ceva, dar nu în totalitate poate cădea vina pe umerii lor, să spunem. Vă dau dreptate în totalitate. Mulțumim pentru feedback-ul dumneavoastră și vă dorim o seară frumoasă și poftă mare în continuare. Da.